Cel mai frumos cadou pe care îl putem face este să mergem la părinții noștri, să-i îmbrățișăm și să-i spunem că îi iubim, iar ei o să ne înșire mese cu bucate multe, multe, una peste alta. Și de obicei, la sărbătorile de iarnă se gătesc bucate tradiționale. Să știți că și Tatiana Spânu a învățat o rețetă nouă, pentru că s-a mutat la casă nouă, tânăra soție învață totul din mers. Noi s-am vrut să vedem cât de bună este și în bucătărie și am provocat-o să ne gătească babă neagră alături de un bucătar profesionist, evident. Apropo, știe cineva sau a gustat cineva babă neagră? Cineva care nu e de la Nord, pentru că ei din Nord știu foarte bine această bucată tradițională care foarte rar se mai gătește în zilele noastre. Noi în aceste clipe vă oferim rețeta. Astăzi gătim baba neagră. Doamna Angela o să mă ajute și o să mă învețe, desigur. Chiar eram curioasă să știu și eu să o gătesc soțului meu. Este foarte simplu de gătit. Pentru început avem 10 ouă. Ouăle se bat împreună cu zahărul, după care adăugăm 750 ml lapte, alții fac fără lapte, împreună cu chefir, noi facem și chefir și lapte, jumătate la jumătate. Baba neagră poate să fie supărat și să iasă cu boțul și să fie bună. Așa că trebuie să iubim baba neagră. Și acum oțetul. Soda trebuie să fie bine, 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 bine stânsă. Oțet. Cred că o să fac și eu baba neagră la noua mea mare familie, pentru că deja o să am a doua pereche de fiini. Familia se mărește. Tradiția ne unește și eu vă doresc ca sărbătorile de iarnă să le întâmpinați acasă și tradițiile să vă aduc acolo în trecut și să le respectăm. La mulți ani!